America, unde de un an de zile un american împarte prin restaurante cei drept de provincie bacșișuri de $500. Îndeplinește astfel ultima dorință a fratelui său, răpus de o boală nemiloasă. Gestul îi aduce adesea pe chelnerii norocoși în stare de șoc. Tonight it's for you. It's $500. Oh, come on. You're kidding. Not kidding. Clearly, you have it now. Are you? I don't believe it. It's real. I can't. You already took it. It's too late now. O tânără din Vermont, care până la urmă a primit banii, a fost beneficiara cu numărul 81. Opera de binefacere americanului este acum finanțată prin donații, după ce povestea sa a devenit cum altfel decât publică.